și bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă ediție a emisiunii Popas Folkloric. Sunt Claudia Cocoș și ca în fiecare seară de vineri vă invit și de această dată să mai petrecem două ore cu cântecul popular oltenesc, bineînțeles, și cu o invitată care face de toate, ce să vă zic. E sportivă, e artistă, e mămică, e gospodină, e de toate și pune aici multe lucruri frumoase și a făcut și un album frumos pe care ne-l prezintă în această seară, Simona Crețan, care îi spun bun revenit în platoul emisiunii noastre. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit, iată, de această dată cu foarte multe lucruri noi pe care le-am realizat în perioada de când nu ne-am mai întâlnit, chiar e ceva vreme, e ceva timp de la sărbători. Da, dar e motivată această absență în platoul emisiunii pentru că ați venit cu noutăți muzicale. Păi da, a trebuit să le realizez ca să pot să vin să aduc noutăți. Altfel, toată ziua să vin, ce să spun, aceleași lucruri. Dar cum la mine se întâmplă foarte multe lucruri, așa cum ziceai și tu, și chiar organizez foarte multe lucruri și activități și la care și particip, așa, de fiecare dată, chiar din lună în lună, aș putea să vin, pentru că am ce să spun. Păi nu mai aș repeta. Avem atunci despre ce să vorbim în această seară și despre acest album frumos, dar până atunci vă invit pe dumneavoastră să ne fiți alături, să ne sunați la numărul de telefon afișat pe ecran 0720880480. Vă așteptăm dedicațiile. Nu uitați de pagina de Facebook a emisiunii Popas Folkloric Alege TV, unde vă așteptăm și acolo mesajele și voucherul la salonul Lolita. De asemenea, vă așteaptă să îl câștigați dacă ne sunați să ne trimiteți mesaje pe pagina de Facebook a emisiunii. Și ce credeți? Mai avem cadouri pentru dumneavoastră în această seară. Vedeți dumneavoastră acest album nou-nouț al Simonei Crețan? Avem 10 să vă dăm. Dacă ne sunați, ne transmiteți gândurile, dacă, de ce nu, ne spuneți ce melodie de pe album vă place, pentru că deja una dintre melodii, cea cu oltenii, imnul oltenilor, este foarte îndrăgită. Da, chiar mă așteptam ca această melodie să fie ascultată, pentru că și mie îmi place foarte mult, chiar a fost din suflet și a fost la comanda mea, să spun așa, versurile, pentru că am vrut să cânt despre tot ce avem noi mai de preț și mai recunoscut, așa, regiunea Oltenia sau în mod special Craiova, cum suntem noi cunoscuți în țară. Odată că jiul trece pe la noi, că suntem zaibărul, suntem cunoscuți că mari consumatori de zaibăr, că e vinul nostru, să spun așa, tradițional, că noi suntem petrecăreți și facem hore și așa ne petrecem la aproape fiecare sărbătoare și de în încheierea cântecului o mare dragoste a craiovenilor, dragostea de fotbal și vă rog să ascultați chiar ultima strofă, că ne curge în sânge, sânge alb-albastru, culorile Universității da. Craiova. Dar de praz n-a zis nimic? De praz nu, dar Urmează și despre praz. Să mai cânte și alții de praz. Eu am prazul nu l-am considerat atât de reprezentativ, chiar atât de reprezentativ pentru... Este deja prea cunoscut, adică ar trebui să mai scoate... Este festivalul Prazului, deci mai sunt manifestări dedicate Prazului. Eu am vrut să mă refer la cu totul alte lucruri. De câtă vreme munciți la acest album? Cam acum un an. În februarie anul trecut... pot să spun așa, că la realizarea acestui album am avut un pic de noroc, să spun. Dar a fost norocul? Noroc în ghilimele, pot să spun. Aflăm imediat norocul și să vedem cine primește și primul album al Simonei Crețan. Spune-mi bună seara! Sărămâinile! Cu cine avem plăcerea? Marian Mincă de la Urzicuța Dulj. Vă ascultăm cu mare drag, domnul Marian! Vă prim pentru a treia oară. Ne bucurăm. Emisiune. Ce să fac? Vreau să vă anunț dumneavoastră, invitații dumneavoastră, multă sănătate. Vă mulțumim. O emisiune foarte frumoasă. Mă bucur tare mult. Place la multă lume. Vă simpatizează
Și toate melodiile care le va dispune dumneavoastră, va cânta, să fie pentru toată comuna Urzicuța și tot Mapamondul. Wow, dar ce suflet mare aveți! Mulțumesc, română, ca și dumneavoastră! Mulțumesc, vai! Am o simpatie deosebită pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos! Să trăiască și pe unde noi. Să trăiască și dușmanii, normal. Păi știți cum se spune că dacă n-aveți dușmani, nu aveți valoare? Nu suntem băgați în seamă, nu suntem oameni pe planeta asta, Pământ. Vedeți. Păi atunci, da. Domnul Marian, cu drag vă dedicăm întreaga emisiune, toate melodiile și doamna Simona Crețan vă dăruiește și un CD. Cu autograf. Un CD. Cu autograf. Cu autograf și vă așteptăm la sediul nostru din strada Câmpiei, să lăsați numărul 97, da, să-l ridicați. Da, mulțumesc, să rămâne. Mulțumim frumos, seara frumoasă. Domnișoară? Da? Da, dacă vine altcineva în numele meu, poate să ridice. Dacă are și buletinul dumneavoastră sau o copie, ceva, rezolvăm. Da? Da. Mulțumesc, să rămâne. Seara frumoasă să aveți, mulțumim și noi. Mulțumesc. Ei, spuneți că ați avut așa un mare noroc, da, cu acest album. Da, am zis noroc în ghilimele, că a fost un album dorit pe care de ani de zile tot propuneam să realizez, dar parcă a fost așa, ceva m-a oprit în loc, pentru că mi-a fost dat să o întâlnesc pe Alina Sândoi, cea care mi-a compus toate versurile acestui album muzical și a fost exact ce-mi trebuia, a fost omul potrivit la locul potrivit. A scris exact genul de versuri pe care mi le doream, da, dar și orchestra cea cu care am imprimat. Ne spuneți imediat care a fost orchestra, pentru că știu eu că aveați niște discuții și erați în dubii, erau mulți oameni talentați și nu știați pe care să-l alegeți. Da. Și aici a fost... Îmi spuneți imediat pe ce vorbim cu telespectatorii, da, noștri, să vedeți cine mai câștigă un CD. Bună seara! Să rămână o șeasă al meu. Cu cine vorbim? Domnul Marian din Pop. Domnul Marian, vă ascultăm cu mare drag. Bun venit sau revenit. Cred că n-am mai auzit. Da, n-am auzit. Nu l-am mai fost în drum. Cu drag vă ascultăm. Aș vrea să-ți am zis din program. Așa. E cu primarul domnul Crețan. Da. Zicele am văzut, pentru ce o să angajeze din primărie, din a vorbit cele consilierul, de la Mașu, consilierul de la Republic, Aurel Lociu, Tambur Sovelu, Itrache Mihai și Drăghiș Bihoru, Drăghiș Brațeveanu. Cu multă plăcere! Să vă zicem o seară frumoasă! Seară frumoasă să aveți și dumneavoastră în compania noastră! Mulțumim frumos pentru telefon! Să vedem acum, să aflăm cu cine a imprimat Simona Crețan acest album, Viața mea e pom cu rod. Ia să. Da, vedem. Și aici au fost, am avut mai multe variante, dar până la urmă a fost să fie aleasă Orchestra Națională Valahia cu sub bagheta dirijorului Mariu Zorilă. Chiar pot să spun că această întâlnire a mea cu orchestra și cu Alina Sândoi a fost... un lucru perfect. Exact, a fost pe... Combinația care v-a adus succesul, știu, să spun. Liniște și liniște, bucurie, da, cu acest împlinire. Și eu zic împlinire. Că și succes. Va avea succes și pentru că melodia. Foarte, da, și multă împlinire, pentru că am simțit că după acest album, realizarea lui evenimentele la care particip sunt altele, modul cum întâlnesc cu lumea. Da, 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 și sunt cântece adresate tuturor. Mulți se regăsesc în aceste versuri pentru că sunt lucruri poate pe care le-au trăit altă dată și pe care unele nu le mai putem trăi, mai ales în melodiile cele de ascultare. Despre ce ați dat comandă să se scrie pe acest album, să zic așa? Păi, în primul rând, albumul titlului este Viața mea e pom cu rod, pentru că, asemenea pomului, eu mă consider la
în momentul de față că sunt împlinită prin tot ce am realizat eu, că am ajuns la să dau roade. La maturitate, că sunt la maturitatea vieții, când mă pot mândri cu tot ce am realizat de-a lungul anilor. Odată profesional, în ceea ce privește cariera mea de cadru didactic la Palatul Copiilor. Aici profesional puteți să ne vorbiți până dimineață, pentru că aveți foarte multe lucruri și aveți foarte mulți familia, oameni pe care ați instruit. Da, apoi familial, pentru că am o fetiță și pe ea o consider cea mai mare realizare a vieții mele. Cel mai pe lângă frumos și bun rod. Da, și am și o melodie, Vorba fetii ne mângâie, care de asemenea este exact ce simt eu pentru fata mea și ceea ce ar trebui și toate mamele care au fete să simtă și le-o dedic tuturor mamelor care aveți. Vă dedic la momentul potrivit tuturor care să aveți fete. Să știți că vine perfect această melodie, pentru că eu știu că sunt mulți spectatori care ne cer în fiecare seară de vineri melodii cu fete, despre fete, și iată că mulți se vor regăsi. Da, apoi din lumea satului sunt teme, în special Cât părul o mai rodi, dar nu știu dacă merită să le să spun eu, să fac un rezumat al oricum textelor, pentru că le vom asculta, le vom asculta, sigur. Îi rog pe telespectatori să fie foarte atenți la versuri și la modul de exprimare, cum poate sunt teme de dragoste, dar abordate altfel. Cu Alina o să am o lungă colaborare, pentru că ea, Alina, sunt doi, pentru că ea s-a implicat în toată activitatea mea de la Palatul Copiilor, a copiilor pe care eu îi instruiesc, a soliștilor vocali care fac parte din ansamblul folcloric Ununița. Împreună le lucrăm ca să le creăm un repertoriu autentic pentru a participa la festivalurile folclorice. Să înțeleg că doamna Simona s-a ocupat și de elevii dumneavoastră. Doamna Alina. Alina, da, Alina. La texte, da. Textele și tot ce voi voi prezenta eu și voi realiza de acum încolo din punct de vedere muzical sunt versurile ei, pentru că eu am foarte multe texte luate deja, acum urmează în timp să le imprim. Vă pregătiți pentru un da. Chiar am texte pentru câteva albume. Așa pentru că nu-mi fac albume? Griji, da, da. Wow. Nu-mi fac griji în ceea ce privește. Acum aștept să treacă timpul și să fac cunoscut tuturor ascultătorilor. Citesc celor de acasă câteva gânduri pe care doamna Alina Sândoi le-a scris pe acest album despre Simona Crețan și dragostea cu care ea vă cântă, ne cântă tuturor. Din dragostea și prețuirea nemărginită pe care Simona Crețan le poartă publicului oltean și nu numai, și-a dorit cu ardoare să ne răscolească sufletele cu povești de viață, desprinse din viața satului. Sunt versuri pe care mărturisesc, le-am scris cu ochii înlăcrimați de nostalgie și trăirile de odinioară lângă cei dragi ai mei. Fiindcă oricare dintre noi, indiferent pe ce treaptă materială sau profesională am ajunge, vine o zi când tânjim doar după tot ceea ce am trăit cândva. Modelul de normalitate și sănătate morală a acestui neam de mai vin numai din înțelepciunea populară, atât cât s-a mai păstrat din bătrânii noștri. Satul oltenesc este un univers închis cu legi proprii, iar una dintre aceste legi este chiar cântecul din vatră. Melodiile populare autentice nu sunt lesne de interpretat și sunt scoase la lumină doar de aceia care dispun de o structură sufletească aparte, ceea ce doamna Alina a regăsit în glasul dumneavoastră. Și astfel, Simona Crețan și-a ales o cărare înverzită de drumul cântecului popular, definindu-și stilul de interpretare prin convingerea că, la un moment dat, în viață, toate se cer și rămân numai lucrurile cu adevărat valoroase. Iar acest album este cu siguranță unul dintre ele. A scris doamna Alina Sândoi, textierul, care s-a ocupat de acest album și de versurile... Și pe mai departe de și tot care ce... se va ocupa pe mai departe, da. Da.
Ce să vă mai spun? Nu știu dacă mai merită să spunem atâtea cuvinte despre acest album, ce este, ce a fost esențial, am spus, și acum chiar să-l și cântăm. Să-l și cântăm? Da. Perfect! Atunci să-l cântăm și să începem cu melodia care dă titlul albumului, Viața mea e pom cu rod, după care o ascultăm pe Simona Crețan cu Oltenii sunt olteni, imnul oltenilor. Mai tare? Viața-i darul cel mai sfânt la tot ce e pe pământ mai. Sănătate dacă am, sunt ca floarea de pe ramă. Viața mea e pom cu rod, pentru mine înseamnă tot. Am ajuns la anii în care culeg roadele în floare. Viața mea e pom cu rod, ce iubesc, că știu să fac numai bine. Uite așa mă aleg din lume și binele se întoarce la tot omul care-l face. Viața mea e pom cu rod, pentru mine înseamnă tot. Am ajuns la anii în care culeg roadele în floare. Viața mea e fost mai bun. Cât mă țin o rădăcină, sufletul bun e lumina. Pe lume eu mă socot că sunt ca pomul cu rod. Viața mea e pom cu rod, pentru mine înseamnă tot. Am ajuns la anii în care culeg roadele în floare. Viața mea e sunt
aici foc. Așa suntem noi, olteni iubăreți și veseli din fire, ageri și isteți. Cu inima caldă, la vorbă de baci, olteni-s olteni și la toți li-s dragi. Ești frate cu mine, murmurăm cu foc și doinele line. Lia oltenească-i piatră de hotar, ca oltenii mei în lume mai rar. Jiule bătrân, ești frate cu mine, murmurăm cu foc și doinele line. Lia oltenească-i piatră de hotar, ca oltenii mei în lume mai rar. Așa suntem noi, și veseli din fire, ageri și isteți. Cu inima caldă, la vorbă de baci, olteni-s olteni și la toți li-s dragi. S-a dus vestea în lume și în țara întreagă, cine dă putere că-i viță de soi, cine nu mă crede să-l bea cu noi. S-a dus vestea în lume și în țara întreagă, de zaibărul dulce vin de buturoagă. Cine dă putere că-i viță de soi, cine nu mă crede să-l bea cu noi. Așa suntem noi, olteni iubăreți și veseli din fire, ageri și isteți. Cu inima caldă, la vorbă de baci, olteni-s olteni și la toți li-s dragi. Cum este la noi, nu e nicăieri, mesele stau pline, așa-i la olteni. Hai, întinde-ți fora la Dunăre în câmpie, să se prinde joc întreaga Românie. Cum este la noi, nu e nicăieri, mesele stau pline, așa-i la olteni. Hai, întinde-ți fora la Dunăre în câmpie, să se prinde joc întreaga Românie. Așa suntem noi, olteni iubăreți și veseli din fire, ageri și isteți. Cu inima caldă, la vorbă de baci, olteni-s olteni și la toți li-s dragi. Craiova-i legendă, Craiova-i un vis, dragostea de fotbal este foc nestins. Eu pierdeam vreodată inima-i un astru și din ea va curge sânge alb-albastru. Craiova-i legendă, Craiova-i un vis, dragostea de fotbal este foc nestins. Eu pierdeam vreodată inima-i un astru și din ea va curge sânge alb-albastru. Așa suntem noi, olteni iubăreți și veseli din fire, ageri și isteți. Cu inima caldă, la vorbă de baci, olteni-s olteni și la toți li-s dragi. Așa suntem noi, olteni iubăreți și veseli din fire, ageri și isteți. Cu inima caldă, la vorbă de baci, olteni-s olteni și la toți li-s dragi. Păi da, olteni s-o olteni și la toți li-s dragi. Frumos, zice Simona Crețan, în această melodie, în imnul oltenilor, pe care îl găsiți pe cel mai recent album al Simonei Crețan, Viața mea e pom cu rod. 0720880480. Să știți că a fost, este numărul de telefon care a fost deja apelat, așa că spun bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Cu doamna Jenny? Cu doamna Jenny, da! Doamna Jenny, deja... Am și eu un pic de ureche muzicală și vă recunosc. Da, se cred.
Vă ascultăm cu drag! Da, să fac și eu dedicații pentru copiii mei, pentru Măruță, pentru Aurelia, pentru nepotica mea, Carina, pentru vecinele mele, Pantinela, Stella, Panti Mariana, pentru Marii de la magazin, pentru Jenny, pentru Jessica Electricianu. Aoleo, să nu-l uitați pe electrician, că pe urmă rămâneți în pană de curent. Da, pentru doamna Camil Bălnovi, Iudica și doamna Maria Loga. Cu mare drag! Doamna Jenny, să știți că vă mai pun pe drumuri și ne mai vedem săptămâna viitoare pentru că mai primiți un CD, da? Din partea Simonei Crețan. Da, cu plăcere! Cu plăcere cu și cu drag vă aștept și eu, să știți, să le ridicați de la sediul nostru. Da, știu. Da. Perfect, mulțumesc. Cred că pe marți. Sigur că da. Sigur, vă așteptăm, doamna Jenny, vă mulțumim frumos și rămâneți în continuare cu ochii pe noi. Eu vă mulțumesc! Seară frumoasă! Și dumneavoastră la fel! Iată că avem un imn al oltenilor care chiar așa ne descrie foarte frumos. Da, așa am zis să-l intitulez eu ca un imn, pentru că am considerat că... cântece despre olteni prea puține s-au cântat, așa cum și bănățenii își cântă Banatul lor, ardelenii la fel, moldovenii la fel. Am zis că să am în repertoriu și eu un cântec, pentru că peste tot unde am fost și în mod special la competițiile sportive, mulți nu mă strigă Simona, mă strigă Olteanca. Olteanca. Da, și am zis că... Chiar e o mândrie să spun că sunt olteancă și modul cum vorbesc pe la concursuri, mulți îmi zic, lasă, mai vorbește așa. Și ne-ați făcut într-o melodie chiar așa cu fusei și mădusei. Ia să-i spune noi, doamnei chiar Alina, este o idee să vedem. Să facă o melodie așa cu fusei și mădusei, da, să știe foarte bine cine ascultă, dacă ascultă vreun moldovean, eu știu vreun bănățel, să știe când aude fusei și mădusei, clar, oltean, olteancă. Da, acolo. Trebuie să alegem tema, pentru că atunci când vorbim cu fusei și mădusei, este o acțiune recentă, care atunci s-a întâmplat, sau acum câteva minute. Și atunci și ce exprimăm noi acolo... trebuie gândit și... Da, e o idee. E o idee? Eu sunt deschisă către orice, mai ales legat de... Știți ce vă propun eu? Vă propun să continuăm discuția tot cu un oltean, zic eu, și să spunem bună seara. Bună seara, bună seara. Cu cine avem plăcerea? Maria Nafta. De unde ne sunați, doamna Maria? Din Craiova, din inima Olteniei. Foarte bine! Cu drag vă ascultăm! Vreau să felicit pe doamna Simona, să-i spun că ale dumnei cântece ne reprezintă pe noi oltenii și așa cum dânsei se spune olteanca, eu am pățit-o la Argeș, unde am fost într-o clinică, după noi vreo 4 craioveni, cum credeți că striga asistenții medicali? Olteanca, bineînțeles. Olguțele. Olguțele. Nu priceptam. Ne strigam olguțele de la Lia Olguța Vasilescu. Da. Și afirm asta pentru că dânsa zice că o strigă oltencele. Uitați, perfectul simplu, zice. Chiar mi-au zis că după perfectul simplu pe care îl vorbim, de aceea s-a cunoscut că suntem din Craiova. Perfect și simplu, normal, din Craiova. Da, și ne striga olguțele. Vă felicit pentru ceea ce faceți în fiecare vineri. Mulțumesc din suflet. Emisiuni frumoase și cu dumneavoastră sănătoase în primul rând. Doamne ajută, la fel și dumneavoastră. Doamne ajută. Cu drag, doamna Maria, vă dedicăm atunci întreaga emisiune pentru toți oltenii noștri și să știți că ați câștigat și dumneavoastră un CD. După o foarte scurtă pauză de publicitate, revenim cu Simona Crețan și cu multe povești, că încă n-am apucat să vorbim așa multe. You've all sacrificed so much to be here and be a part of this thing we're doing. This crew is made up of couples. It's the first ever large-scale colonization mission.
And everyone back on Earth is really grateful for your hard work and your courage. We're making history here. This is wheat. What are the odds of finding human vegetation this far from Earth? Who planted it? You hear that? What? Nothing. No birds. No animals. Nothing. What happened here? Ai avut un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral? Ai angină pectorală? Sau factori de risc cardiovascular precum hipertensiune, diabet zaharat, colesterol crescut? Nu uita să-ți iei azi pastila pentru inimă. Un Aspenter pe zi poate preveni infarctul miocardic acut și accidentul vascular cerebral. Întreabă medicul dacă tu ai risc cardiovascular și ai nevoie să iei Aspenter. Aspenter. Zi de zi de zi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Iată că suntem din nou în direct alături de dumneavoastră, iar împreună cu Simona Crețan avem melodii noi să vă prezentăm în această seară după cel mai recent album, Viața mea e pom cu rod, cel mai recent album al Simonei Crețan. 0720880480 este numărul de telefon afișat pe ecran la care vă așteptăm dedicațiile și în această seară, dar și pe pagina de Facebook a emisiunii Popas Folcloric Alege TV vă așteptăm mesajele. Nu uitați de voucherul la salonul Lolita pe care îl puteți câștiga și în această seară de vineri, o reducere de 50% pentru o manicură cu ojă semi-permanentă. Vă așteptăm așadar telefoanele și mesajele ca să puteți câștiga voucherele, dar și CD-urile din partea Simonei Crețan. Toți telespectatorii care ne vor suna în această seară vor intra în legătură telefonică directă cu noi, vor primi cadou din partea Simonei Crețan acest CD cel mai recent, Viața mea e pom cu rod. Melodia am ascultat-o puțin mai devreme și am ascultat și imnul oltenilor despre care am tot vorbit noi. Dar ați amintit dumneavoastră în discuțiile noastre și despre activitatea sportivă, să spun așa. Eu v-am descris la începutul emisiunii ca fiind artistă și sportivă. Da, pentru că sunt lucrurile care îmi plac și le-am făcut de viață și sunt lucrurile pe care le și practic cu mare plăcere și încă... Sunt domenii diferite. Am fost sportivă și încă sunt sportivă, dar și mai departe predau copiilor aceste lucruri pe care eu le iubesc și de fapt sunt viața mea. Sunt domenii mi-am diferite și foarte interesant foarte cum mult de timp, da. V-ați îndreptat către cele două. Păi o să s-o iau așa, metodic și cronologic, să așa spun. Cum le explicați copiilor, da, copiilor, da, eu orice lucru fac eu metodic.
Și eu poate de asta și fac foarte multe lucruri. Într-un timp foarte scurt fac foarte multe lucruri, dar le abordez metodic și, nu mă prinde nimic pe nepregătit. Deci totul este foarte bine calculat și poate de asta și pot realiza atât de multe lucruri. Multora li se pare imposibil. Sau n-ar putea face față, dar mie chiar îmi place. Este un mod de a trăi și de faptul că organizez competiții, că pregătesc copii, că eu... Competiții de orientare sportivă, și orientare, și festivaluri de folclor, și faptul că eu alerg la concursuri și iată că până pe 19 iunie sunt încă campioană balcanică. Deja deci încă pot să spun că sunt... Da? Anul trecut, pe 19 iunie, am ieșit campioană balcanică în Muntenegru. Dar am mai lăsat-o un pic mai moale cu sportul, ceea ce privește participarea mea ca și sportiv, pentru că foarte mult timp mi-a luat realizarea acestui album și celelalte lucruri din viața mea. Efectiv, nu mai am timp să merg și am zis că acum și cu lansarea acestui album să primeze și în sfârșit și la mine muzica, pentru că mulți ani de zile a primat sportul, activitatea didactică de la Palatul Copiilor și realizările mele, împlinirile mele în plan muzical, adică în realizarea unui album și participarea la emisiuni, le-am lăsat pe ultimul loc, să spun așa, pentru iată că au venit și rândul lor și ați realizat. Da, acum am invers. Dar nici celelalte nu sunt uitate. Nu, doar că are prioritate albumul. O perioadă, da. După aia reveniți iar la sport, da, fost... iar alergați, iar vă puneți training-ul și... Da, acum este o perioadă foarte grea, să spun așa, la Palatul Copiilor, pentru că sunt foarte multe festivaluri la care trebuie să particip atât cu dansurile, cu ansamblul folclorii Cununița, cât și cu soliștii pe care îi pregătesc, cât și cu orientarea. Deci majoritatea competițiilor sunt în luna mai-iunie. După aceea pot să respir și eu, să fiu mai relaxată, o să mai am festivaluri la care particip, dar nu sunt în fiecare weekend. Și mai o să urmeze puțin vacanța, o să fiu și o mult mai liberă, să pot trăi și pentru mine în să sfârșit. Să mai stați și cu și fetița eu. Dumneavoastră acasă, cu Iulia, care are nevoie de dumneavoastră și care este și cu sportul, la fel, vă calcă pe urme și cu sportul și cu partea artistică, muzicală, să zic așa. Ușor, ușor, da. O îndreptați și pe ea. Eu cred că așa este... Eu cred că muzica și sportul sunt lucruri care te înnobilează și un mod plăcut de a-ți petrece timpul și de a te împlini. Dacă ar fi să aleg, și de fapt am făcut alegeri în viață de foarte multe ori pentru că a trebuit să s-au suprapus și evenimente muzicale și competiții sportive. Ce credeți că am făcut? Ce am ales? Muzica. Nu, sport. Nu sportul cred. Este marea mea iubire, deci sunt în stare să... Și am făcut atâtea sacrificii ca să pot alerga și să particip în competiții. Cum? Cele mai mari sau, nu știu, poate cele mai importante sacrificii pe care le-ați făcut pentru sport? Păi, sacrificii... pentru că în timpul cât mergeam la antrenament puteau să fac atâtea lucruri acasă, pentru familie, pentru... sau să mă odihnesc, poate au fost evenimente muzicale de la care am venit, m-am odihnit câteva ore și a trebuit și m-am dus să alerg. Nu m-a obligat nimeni, pentru că eu mă antrenez singură. Doar pentru că trebuia să particip la competiții și mi-era rușine dacă nu câștigam. Deci eu am fost și sunt încă o fire ambițioasă și mi-a plăcut să fiu învingătoare. Învingătoare să fii și la muzică, deci... și dacă ați spus că ați lăsat așa o perioadă muzica deoparte, iată că e rândul acestei laturi artistice și eu vă invit să ne mai cântați. Nu, adică n-am lăsat, vreau să spun, muzica deoparte, că eu am cântat la evenimente, doar ați acordat mai puțin importanță. Aparițiile la televiziune și da, realizarea piestelor sau unui album muzical, dar iată că na, toate la timpul lor.
Acum e timpul pentru două melodii frumoase din partea Simonei Crețan, Cât părul o mai rodi și două linguri și un chibrit. Faceți pe ele cruce, că până la mine ori ajunge, mi-or mai îndulci gura perele din poarta mea. Cu toții m-ați pomeni, cât părul o mai rodi. La noi la poartă cât crește, păr cu pere pădurețe, și mă mai mătură frunza, nu e goală bătă. Și prin lume
modești iubit, la rândul tău să iubești, mai bogat ca alții ești. Două linguri și un chibrit, bag musătești iubit, la rândul tău să iubești, mai bogat ca alții ești. Bogat ca alții ești, nu știu ce a vrut să spun aici Simona Crețan, dar o întrebăm imediat. 0720880480 este numărul de telefon la care vă așteptăm dedicațiile, așteptăm să ne sunați și în această seară de vineri. Cum stă treaba cu iubitul și cu lingurile și cu chibritele și cu... pentru că foarte mulți au plecat și încă mai sunt cazuri când au plecat de la lingură. Mulți au plecat și au muncit ca să-și întemeieze o familie, să-și construiască o casă, să crească copii, să devină bunici, să crească și nepoți. Întotdeauna, dacă a fost dragoste și înțelegere în familie, lași orice neajuns deoparte și... poți să realizezi cu multă înțelegere. Da. Și ce facem acum? Lăsăm un pic discuția în acest punct și continuăm cu un telespectator. Bună seara! Alo? Bună seara! Ne auziți? Da. Sunteți în direct? Alo? Vreți să vorbiți cu noi? S-a întrerupt legătura telefonică, nu-i nimic, 0720880480. Vă așteptăm în continuare dedicațiile la acest număr de telefon. Deci, spuneți că dacă există dragoste și înțelegere, treci peste toate și poți să te descurci și cu două linguri și un chibrit, așa cum spune melodia. Nu trebuie neapărat să ai bogății ca să poți să fii iubit și să iubești și să fii împlinit. Nu primează bogăția. Bogăția sufletească este mai importantă și tot ceea ce realizezi nu neapărat să fii, să ai palate și foarte mulți bani. Că, așa cum se spune, banii n-aduc fericirea și pentru anumite lucruri chiar nu-ți sunt de folos banii. Adică să fii iubit, nu poți să plătești pe cineva să te iubească. Să fie înțelegere acasă, iar nu poți cumpăra cu bani. Și ce să mai... Și copiii nu-i poți cumpăra cu bani. Deci tot, nu se rezumă nu totul se rezumă la bani. Nu se rezumă doar la bani. Da. Iar iubirea și înțelegerea în familie și iubirea și față de soț și de părinți și de copii este un sentiment care te nobilează și te face să fii mai bun și să... Să dăruiești, dar să și primești. Știți ce vă dăruiesc eu în următoarele momente? Priviți ce am aici. Ce credeți că sunt astea? Ce credeți că ascund eu aici? Nu știu. Ce-mi place acest moment. Am niște cartonașe cu niște întrebări drăgălașe pe care vi le voi adresa dacă îmi veți alege un cartonaș. Păi și cine să le alegă? Eu? Dumneavoastră! Eu? Credeam că pentru telespectatori. Este pentru dumneavoastră, dar telespectatorii sunt câștigați pentru că dumnealor află câte ceva despre dumneavoastră. Hai să încerc. Care? Sunt pe dreapta, în mijloc? În mijloc, că în mijlocul e tot timpul locul întâi. Păi n-am pus eu aici cele mai
drăguțe întrebări, pentru că toată lumea alege cartonașul din mijloc și atunci, ia, priveți întrebări. Că da, eu aleg din anumite considerente, că locul întâi la podium este cel din mijloc. Și da? Eu tot timpul... Da, corect, da. Să știți că nu m-am gândit la asta. Dar dumneavoastră, dacă sunteți așa, cum spuneam, și sportivă și artistă, gândiți pe ambele frunturi, sensuri, da. Da? Da, da, da. Ia spuneți-mi care este cea mai mare teamă dumneavoastră. Na, că nu mai știu. Nu știu dacă am o teamă și să fie o teamă mai mare. Nu pot să spun că mi-e teamă, pentru că o teamă cea mai mare este teama de moarte. La care nici nu vreau să mă gândesc, că nu e cazul, dar pentru că mie mi s-au întâmplat atâtea, la un moment dat în familie au fost mai multe decese, am rămas o perioadă, am fost un pic speriată de... Dar, Ceea ce se întâmplă. Da, și a fost o situație așa, când m-am speriat după ce a decedat sora mea, imediat mama. Au fost niște momente foarte urâte și a fost o frică să nu mor și eu. Dar sunt ani de zile, uite, aproape 10 ani chiar, și au trecut, altă teamă n-am. Pentru că eu nu am de ascuns lucruri, deci cea mai mare teamă e de moarte. Dar vreau să a trecut acest gândurile și foarte nici nu vreau bine. Să mă gândesc. Da. Foarte bine. Ce ați schimba la dumneavoastră dacă ați putea? Ceva, nu știu, poate fizic sau poate la comportamentul, atitudinea dumneavoastră, în felul în care îi percepe și vă comportați cu cei din jur. Nu, n-a schimbat din punctul ăsta de vedere, n-a schimbat nimic, pentru că ce a schimbat anii tinereți. Aș vrea să mai fiu tânără. Să mai fiu din anumit punct de vedere tânără. Yeah. Adică al timpului liber. Atât. În rest... În rest totul ați făcut așa cum... În rest, da, adică n-aș mai vrea să trec prin facultăți, să învăț carte, decât... Mie îmi spuneți, da. Mie îmi spuneți, iar să trec prin emoțiile, viața. Examenelor, al... atât. Aș vrea anii tinereții doar din punctul ăsta de vedere al libertății și al responsabilităților și al grijilor. Bine ați spus cu examenele și cu astea, că vine sesiunea și nu mai pot de draga asta aici la emisiune non-stop, în direct pe post, mai să nu mai duc la examene. Lasă, ăștia oricum sunt mai ușoare, dar o să fie, o să ți se schimbe viața în momentul când vei avea un copil. Atunci deja nu vei mai trăi pentru altceva, tine. Deja trecem la altceva, știi, și adesea să schimbăm subiectul, da. Luăm un telespectator să vedem ce ne spune de acasă. Să trăiești, lasă, examenele trec, vin, trec. Dar libertatea și da, pe care o ai acum până să apară un copil, nu o s-o mai găsești niciodată. Așa o fi, cum spuneți dumneavoastră, de vreau să spun bună seara! Bună seara, Claudita! Bună seara, Simona! Bună seara. Bun venit alături de noi, doamna Tudorița! Cu mare drag, nu puteam să vă lipsesc când știu că la tine acolo în platou este o prietenă minunată, un om deosebit, pe care noi o iubim și o respectăm foarte mult și dorim din suflet multe, multe realizări și împlinite de pe care avem multă sănătate, care vă face de tot ce-i frumos în viață, alături de sfințeța ei. Cea mică și de familie minunată. Mulțumesc, mulțumesc că știu că dumneavoastră sunteți omniprezentă. Nu ratați și la mine, dar și la toți soliștii. Iubiți atât de mult muzica populară și cred că nu există cineva care să știe mai mult ca dumneavoastră despre toate evenimentele, toate festivalurile, toate emisiunile, despre doamna, viața artiștilor. Doamna Tudorița, vi s-a dus vestea, nu aveți ce să mai faceți. Dar asta este, că asta simt și asta, că oamenii sunt prieteni minunați, artiștii care eu îi iubesc și îi apreciez foarte mult, fiindcă știu ceea ce fac, ceea ce muncesc să ajungă să ne aducă nouă vin minunate în sufletul nostru, acele cântece frumoase care pentru toți e ceva care ne spun din ele. Și vreau să îi dedic toată emisiunea, în primul rând, pentru Alina, Sandoi. Cu drag și noi ocupăm. Da, Alina este... Aș fi vrut să fie alături de mine în această seară,
dar trece printr-un moment un pic mai greu în această după-amiază, o operă, ca să vorbesc oltenește, pe mama ei. Nici nu apucai să o sun ca să, să știu ce, să, ce se întâmplă. Dorim multă sănătate și transmitem gândurile bune. Aș fi dorit să fie alături de mine. Și nu o să trecem din perioadă, dar o să fie bine pe 25 și o să fie tot bine. Dar asta e. Numai bine vă dorim, sănătate. Da, atunci sănătate ne auzim și... cu bine, așa, în fiecare vineri. Vă așteptăm. Mereu să fiu alături de toți artiștii mei dragi și de toți prietenii mei, așa cum ești tu, Claudița, fiindcă ești o fată minunată pe care știi bine că eu iubesc și o apreciez foarte mult. Vă mulțumesc din suflet. Și vă doresc din suflet o seară frumoasă și tot ce vă doriți în viață să vi se îndeplinească. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim, vă pupăm cu mare drag și vă transmitem numai gânduri frumoase de aici, din platoul emisiunii noastre, așa cum transmitem tuturor telespectatorilor și le spunem să rămână alături de noi, că revenim după o scurtă pauză de publicitate cu melodii din partea Simonei Crețan. Publicitate. Alimentează la stația Mina Interserv, partener Rompetrol din strada Râului numărul 399 sau Bulevardul Dacia numărul 99. Loialitatea se răsplătește. Prima vizită la noi îți aduce Loyalty Cardul Mina Partener Rompetrol. Câștigă cu el 10 de premii consistente și garantate. Mina Interserv, singura stație din Oltenia ce are la pompă AdBlue, îți oferă pe lângă calitatea carburantului Rompetrol și servicii excelente la spălătoriile auto și de rufe cu fise. Atenție! Chiar dacă Bulevardul Râul este în lucru, accesul la Mina Interserv este asigurat. Și cu răbdare va ieși norocul în cale. Țin minte, așa-mi zicea, crede în puterea ta. Cu trudă și cu răbdare va ieși norocul în cale. M-ai trimis, mamă, în lume, doar cu ce era pe mine. Bogății nu ai avut, e dat o vață așa. Numai
în mine am crezut, rostul vieții am știut. Nu mi-ai dat palat în viață, dar am 7 ani de acasă. M-ai trimis mamă în lume, doar cu ce era pe mine. Bogății nu ai avut, mi-ai dat covață și atât. Și cei 7 ani de acasă n-o să-i pot uita o viață. Mă însoțesc pe orice drum să fiu omul cel mai bun. Și privește la frunza-n măr cum ruginește. Creanga de mere atârnă grea, dar maica n-ajunge la ea. Și așteaptă toamna cu dor ca să-i doboare.
să mă ajute să le adun. Dar sunt singuri tot ca și mine, nici la ei nimeni nu vine. Dar aveau un nepoțel, l-ar sui în vârf de măr și ar aduce în sân mărul al dulce și mai bun. Că așa l-a crescut și a adus Simona Crețan în această seară melodii pe placul și pentru sufletul tuturor. Așa cum ne spunea, cântă despre viața de la țară, despre sat de fapt, despre dragoste, despre copii, despre fată de fapt, căci aveți o melodie dedicată fetei dumneavoastră. Iar dacă dumneavoastră vă regăsiți în melodiile Simonei Crețan, vă invităm să ne sunați la numărul de telefon afișat pe ecran 0720880480, căci cei care intră în legătură telefonică directă cu noi vor primi un CD din partea Simonei Crețan și vor participa la tombolă, unde vor putea câștiga acest voucher cu reduceri de 50% pentru o manicură cu ușă semi-permanentă din partea salonului Lolita. Și aș vrea să continuăm cu întrebările astea frumoase și drăguțe și aș vrea să știu... Păi nu se terminară. Nu, nu? Dar știți câta listă e aici, Doamne? Care este cel mai mare regret al dumneavoastră? În general, eu n-am regretat tot ce am făcut până acum, dar ca să zic așa un regret mare, nu pot să spun. Că nu am născut-o pe Iulia mai devreme, să fi fost mai tânără. Asta îl pot numi un regret. Frumos. Și faptul că n-am realizat atât de multe albume câte aș fi putut. Dar lăsați că acesta care, da, pe care ni l-ați adus în această seară va merge și la următorul nostru telespectator. Bună seara! Alo? Alo? Bună seara, cu cine avem plăcerea? Domnul Mireș. O să vă rog să vorbiți un piculeț mai tare, că nu vă auzim atât de bine noi aici în platou. Și ne mai spuneți încă o dată cum vă numiți și de unde ne sunați. Alo? Da, vă ascultăm. Să știți că nu vă auzim foarte bine noi. Așa că vă rugăm să reveniți. Să reveniți cu telefonul 0720880480. Până reveniți dumneavoastră cu telefonul, vreau să îl salutăm pe domnul Marian Bucă, care la rândul dumnealui vrea să dedice toate melodiile din această seară domnișoarei stomatolog Eliza Atanasie din Craiova. Mergem mai departe cu un telefon. Bună seara! Domnișoara Simona, domnișoara Claudia. Bună seara, bună seara! Cu cine vorbim? Vali din Acrița. Aș fi putut să pariez că sunteți dumneavoastră. Exact. Mă bucur pentru emisiunile frumoase pe care le faceți. Mă bucur pentru invitata dumneavoastră, un talent deosebit. Mult adevăr, scârțile dumneavoastră. Să-i dea Dumnezeu multă sănătate și putere în carieră, că e foarte bine. Mulțumesc. Ați avea și o dedicație vă special pentru copii, părinți și toți locuitorii din Acrița. Cu tot drama și să ne auzim cu bine. Să ne auzim cu bine, mulțumim și noi pentru telefon, domnul Vali. Rămâneți cu ochii pe noi, cu drag va cânta Simona Crețan pentru toți cei care vă cunosc, pentru toți cei din Lăgrița și toți cei dragi dumneavoastră. Mergem mai departe cu întrebările. Spuneți-mi, care este, nu știu, colegul dumneavoastră de cântec, să zic așa, cu care v-ați dori să faceți un duet? Sau colegii? Să nu alegeți doar o persoană. Nu știu dacă îmi doresc acest lucru, pentru că nu știu dacă mă va ajuta foarte mult în cariera mea muzicală. Eu, în general, faptul că eu am practicat un sport individual, deci iar mă definesc foarte multe lucruri în viață prin ce am
ce am practicat eu, da, și am realizat, dar eu... Știi ce, eu vreau să vă mai dau puțin timp de gândire, pentru că vreau totuși niște nume, până vorbesc eu cu următorul telespectator, trebuie să scot un nume de la dumneavoastră. Bună seara! Alo, bună seara! Cu cine vorbim? Ștefăniță? Da. De unde ne sunați? Da, nu se aude, nu știu cum ne sunați, cred că sunteți foarte departe de noi, că nu se aude aici. Din Șimnic, domnul Ștefăniță din Șimnic, gata! Vă ascultăm cu drag! Aș vrea să vă zic și o melodie. Da? Cu mai scurt ascultator. Despre mamă, cu drag! Cu drag va fi, domnul Ștefăniță, avem o melodie... Da, au fost două și mai urmează încă o melodie pentru mamă. Cute de zar căutai... Acum nu știu ce vârstă aveți, dar cu siguranță că dacă aveți în jur de 40 de ani, cu siguranță a trăit ce spun eu în acel cântec. O să urmeze în al doilea calup muzical de acum încolo începând. O să fie al treilea cântec pe care îl voi interpreta din acest moment. Cute de zar căutai va fi cu siguranță pentru dumneavoastră și pentru mama dumneavoastră și pentru dacă a trăit acele lucruri pe care le amintesc eu în acel cântec. Cu drag, domnul Ștefăniță, vă dedicăm toate melodiile și să știți că și dumneavoastră ați câștigat, să spun așa, ați primit din partea Simonei Crețean un CD, Viața mea e pom cu rod, pe care îl puteți ridica venind la sediul nostru din strada Câmpia Izlați, numărul 97A, la fel ca și domnul Vali din Lăcrița, de altfel și toți respiratorii care ne-au sunat și ne vor suna în această seară. Vă mulțumim frumos pentru telefon, sper să ne urmăriți în continuare de acolo, din Șimnic. Știți, nu sunteți așa departe, dar nu ce se întâmplă, dar nu vă auzim bine. Ce să facem, da? Până ne înțelegem noi... Hai să-ți termin, că între să terminăm cu duetul. Nu știu dacă voi face vreodată un duet. Pentru de ce că nu? Adică ați spus că v-ați învățat așa, nu, individual. Eu dacă o voi face și am realizat duete, voi face cu copiii pe care îi pregătesc eu. Aia, și avem un exemplu, da, este o realizare a mea și munca mea și efortul meu și al copiilor. Deci numai în conjunctura asta, numai așa voi face și am făcut un duet, ca să spun așa, un dialog muzical în acele colinde pe care... Da, pe care știu, respectatorii noștri le-au văzut în, da, perioada, în perioada sărbătorilor de iarnă. A fost un dialog muzical între mine și grupul vocal cu Nunița, pe care îl coordonez la Palatul Copilor. Și altceva nu. Nu, nu, pentru că nu, mie mi-au plăcut lucrurile pe care le realizez numai eu. Nu vreau să depind de altcineva. N-am perfect fost învățată, nu-mi place sentimentul. Am fost o independentă și foarte multe lucruri, aproape toate lucrurile pe care le-am realizat în viață au fost datorită muncii mele, efortului meu, fără sprijinul altor cuiva, persoane. Da. Deci totul, atunci povestiți-ne un moment de neuitat, să zicem din cariera de artist, din viața de interpret de muzică populară. Păi au fost foarte multe realizări de-a lungul timpului. Nu pot să spun că una a fost mai importantă ca cealaltă. Le-am considerat importante în momentele de apreciere ale oamenilor cu care m-am întâlnit pe stradă, că m-au recunoscut, că eu de obicei umblu în training. În autobuz mi s-a întâmplat, sau un moment și în parc, când făceam antrenamente, strigau după mine. Eu a zice să nu-l facem pe următorul nostru telespectator să ne aștepte prea mult la telefon, să spunem bună seara. Bună seara, vă spun și eu, echipei, întregii echipe Alege TV, din Banat vă spun Dănuț Cârdu la telefon. Bun revenit, domnul Dănuț, alături de noi, mă bucur tare mult să vă aud din nou. Aș vrea să fac și eu câteva dedicații. Cu mare drag. În primul rând, emisiunea din seara aceasta și când de televizor dăruiesc dumneavoastră, echipei
întregii echipe Alege TV. Invitatei dumneavoastră îi doresc multă sănătate, succes. Mulțumesc, la. Și aș mai vrea să dedic emisiunea din seara aceasta doamnei profesoare Paula Dogăroiu, de la dumneavoastră de la Craiova. Da. Domnului preot Aralan Biestoica, de la Craiova. Tuturor celor care mă cunosc din zonă de acolo. Da. Unei doamne din Mehedin, o interpretă, doamne Nina Predescu. Și, bineînțeles, tezaurului mare viu al Mehedințului, domnica Trop. Și încă o dată dumneavoastră și invitate dumneavoastră, colegilor din regie. Mulțumim din suflet! Felicit pentru emisiunile făcute, frumoase. Și mă bucur că, iată, în emisiunile la dumneavoastră aduceți atât interpreți consacrați, cât și cei mai puțin consacrați. Așa este. Așa este și asta vom face în continuare. Și numai bine. Mulțumim, numai bine. Vă dorim și noi. La revedere, o seară bună. Seară frumoasă și vă mulțumim că ne urmăriți de acolo din Banat și eu aș vrea atunci să vă dedic următoarele melodii venite din partea Simonei Crețean, că vreau să ne mai bucurăm de alte melodii frumoase după cel mai recent album, Viața mea e pom cu rod. Simona Crețean ne va cânta în următoarele momente, închid ochii și îmi fac cruce și să le iubesc, mă împrumut. Departe și e cu străină.
n-am niciun Dumnezeu să pun cap pe căpătâi în patul străinului. Lume cât mi-a fost de greu să n-am niciun Dumnezeu să pun cap pe căpătâi în patul străinului. Închid ochii și-mi fac cruce pentru bani omul ce ajunge. Îi lasă pe-i dragi departe și e cu străinul frate. Închid ochii și-mi fac cruce pentru bani omul ce ajunge. Îi lasă pe-i dragi departe. Ce mi-e drag, că banul tot eu îl fac.
fac cum fac și o iubi. Să-l iubesc mă frumut, la bănișor nu mă uit. Strâng în brață ce mi-e drag, că banul tot eu îl fac. Să-l iubesc mă frumut, la bănișor nu mă uit. Strâng în brață ce mi-e drag, că banul tot eu îl fac. Da, banul tot eu îl fac, așa zice Simona Crețan. 0720880480. Vă așteptăm dedicațiile în continuare și să intrați în legătură telefonică directă cu noi. Ia, alegeți, doamna Simona, vreți să mai continuăm cu aceste întrebări drăguțe? Da, vreau să mai completez eu. Vă rog. Pentru că, așa cum am spus, că și muzica și sportul sunt marile mele iubiri și sunt, de fapt, viața mea. Vreau să spun că și la sport, cea mai... un sentiment deosebit care a fost cel mai înălțător din atâția ani în care, timp în care am practicat sportul și am obținut foarte multe rezultate. Campioana României sunt de foarte multe ori, nu mai știu, 4-5 ori campioană balcanică, de două ori vicecampioană balcanică. În 2012 a fost în Slovenia campionatul balcanic și bineînțeles că am ieșit campioană balcanică, dar a fost singura ediție a Balcaniadei când s-a cântat imnul. Și a fost un sentiment deosebit pe care nici nu-l pot descrie. Numai cine a trăit așa ceva poate să... Adică nu e de descris un asemenea sentiment. Să stai pe cea mai înaltă treaptă a podiumului să cânte imnul țării și toți ceilalți participanți să stea drepți și să se uite la tine și ție să-ți dea lacrimile, să ți le ascunzi sau să nu ți le poți ascunde, că n-ai cum să nu stai și să știi că ești cel mai bun și că te privesc atât de mult. Și acest rezultat reprezintă încununarea muncii și a eforturilor de ani și ani de zile. Știți ce vă propun eu atunci pentru următoarele momente? Să mai vorbim cu un telespectator și v-am mai pregătit ceva, dar vedem puțin mai târziu. Bună seara! Cu cine vorbim? Doamna Cristina din Craiova. Da, da. Cu drag vă ascultăm! Aș vrea să dau și o dedicație pe 21 mai, ziua mamei mele și a toată. La mulți ani, îi spune. Și vreau să-ți dau indicație la doi părinți. Sora mea Munteanu și Amina Daniela. Da. Munteanu Arti. Și Munteanu Dadiu Ștefan. Cu mare drag, cu mare drag întreaga emisiune și toate melodiile Simonei Crețan. Dacă aveți băiat. Despre băiat? Avem despre fată în această seară, dar... vedem noi cum facem, poate săptămâna viitoare, intrați în legătură telefonică directă cu noi din nou, pentru că vă spun eu că invitații mei de săptămâna viitoare sigur au melodii cu băiat. Dar vă dăruim un CD cu Simona Crețan. E bine? Atunci vă aștept la sediul nostru din Salda Câmpiei, stat numărul 97A, să îl ridicați începând de săptămâna viitoare de luni, da? Da. Mulțumim frumos, vă mulțumim pentru telefon, rămâneți alături de noi. Spunea că v-am mai pregătit ceva, însă nu vă arăt acum, nici dumneavoastră și nici telespectatorilor, pentru că haideți să mai facem așa repejor o întrebare, dar repejor. Nu să știi că eu m-am obișnuit în ultimul timp să mi se facă surprize, dar sper să fie plăcute. Așa că sunt pregătită pentru orice. Deci, și ce crezi că se poate întâmpla în această seară aici? Nu, pe mine nu mă surprinde nimic, adică pot să fac față oricărei situații și a emoțiilor. Am atâta stăpânire de sine, deci, că în orice clipă pot și nu neapărat în emisiune și în viața de zi cu zi se poate întâmpla orice, așa că trebuie să abordez totul cu, cum să zic, da, abordez totul așa firesc. Păi și eu cred că și acest fiecare lucru are o rezolvare. Acest așa lucru se datorează și faptului că aveți o stăpânire de sine foarte bună și încredere și nu aveți până la urmă nimic de ascuns față de nimeni, cu atât mai puțin față de cei care vă ascultă, vă îndrăgesc și mereu vă susțin. Da, mie nu mi-e rușine de lucrurile pe care le-am realizat, din contră, mă mândresc pentru că, uite, sunt atâtea și atâtea realizări.
Vom încerca să mai vorbim după o foarte scurtă pauză de publicitate și despre alte lucruri și realizări ale Simonei Crețan. Luăm publicitate și revenim. You've all sacrificed so much to be here and be a part of this thing we're doing. This crew is made up of couples. It's the first ever large-scale colonization mission. And everyone back on Earth is really grateful for your hard work, your courage. We're making history here. This is wheat. What are the odds of finding human vegetation this far from Earth? Who planted it? You hear that? What? Nothing. No birds. No animals. Nothing. What happened here? Suntem din nou în direct și să știți că mergem mai departe cu melodii frumoase din partea Simonei Crețan. Dezar căutai mă.
lăsat așa, să poată numai mama și copilul niciodată nechemat nu vine-n poartă. Dacă-i dai de mic zar, sufletul e mai amar, cu vorbă nu te îndulcește, îl crești și te necăjește. Dezar căutai măi, de-o batistă dacă ai da, să-i desfaci legătura, să iei banii pol cu pol și multe lacrimi de dor, îndulcească copilul. Tragea puiul de mesală, mai găsea cutia goală, dăm fugă la prăvălie și luam și pe datorie. Acasă când ai venit să tragi cutia mesi și nitite-l când erai, te dezar căutai măi, de-o batistă dacă ai da, să-i desfaci legătura, să iei banii pol cu pol și multe lacrimi de dor, măi.
Deci noi nu uităm de dumneavoastră, dragilor, să știți că dacă intrați în legătură telefonică directă cu noi, puteți să câștigați acest album al Simonei Crețan, album pe care găsiți toate aceste melodii frumoase pe care le-a cântat în această seară Simona Crețan. Toți cei care au intrat în legătură telefonică directă cu noi și vor mai intra de acum încolo până la finalul emisiunii, vor putea câștiga acest CD, Viața mea e pop cu rod. Și pentru că v-am promis înainte o surpriză, o să ajungem și la surpriză după ce vorbim cu un telespectator. Bună seara! Seara mâna, domnișoară Claudia, Ilie Petrică sunt. Domnul Ilie Petrică, din Lipov? Lipov, doamnă! Gata! Da! Vă ascultăm! O dedicație vreau să dau și eu pentru un băiat de-al meu. Așa? Dumitru Daniel Gural. Cu drag! Și pentru toți colegii lui de acolo, de unde este el, unde se află el. Este departe? Este în străinătate? Nu, nu, e aproape la noi în Craiova, dar e... Nu mai spun. E supărat, da, e supărat. Am înțeles, am înțeles domnul da. Petrica. Și pentru copiii lui Duci, pentru familia lui, pentru cei doi copii, Bogdan și Răzvan. Cu mare plăcere dedicăm toate melodiile întreaga emisiune, de fapt, în această seară. Și pentru Tolipov, pentru Tolipov, în special pentru primarul nostru. Este foarte iubit domnul primar acolo, am văzut. Da, sigur că da, domnișoara Claudia. Și pentru dumneavoastră și pentru toată lumea. Vă mulțumim. Să rămână numai bine. Seară frumoasă să aveți și dumneavoastră în continuare, în compania noastră, normal. Continuăm cu câteva imagini frumoase, să vedem imagini, să mă ajute colegii mei cu câteva imagini, să ne spună Simona Crețan despre ce este vorba. Iată că vedem și da, pe fetița este dumneavoastră. Fata mea, Iulia, da? Aici sunt la filmări pentru Alege TV. Tot filmări... Și eu am o colecție de costume de ei și aici sunt în 2012 la campionatele mondiale, unde am ieșit pe locul 12. Aici sunt acasă, acum câteva săptămâni, cu primii trandafiri înfloriți, aici iar la filmări acum 2 ani. Aici sunt la TVR Craiova, acum un an. Aici sunt la un studio. La acest CD? Da. Sunt în ianuarie aici, tot la studio aici, la Alege TV. Doar se vede sigla, tot pentru filmări pentru Alege TV. La restaurant. Asta ca să știe oamenii că vă văd da, în fiecare uite, zi. Suntem împreună, da. La noi. Eram și eu mai tânără. Arătam acum și eu. Câteva luni. Aici sunt pe 19 noiembrie la București, la un cross de 5 km, Parcul Cismigiu. Aici iar coperta de... Aici sunt în Muntenegru, anul trecut, la stațiunea Cotor, lângă... Aici tot una din pozele pe care le-am făcut atunci când am realizat coperta. Aici asta anul trecut, Steagul în Muntenegru, duceți. Da, la start, la una din... Da, la concurs, la competiție. Aici tot... Fotografii aici, pentru da, cei fotografii, de pe da, Facebook, la anumite care cântări, da, la evenimente. Vă urmăresc acolo. Aici... Sunt la Moinești, da, aici pot să spun după aceea, am fost la un concurs și n-am avut costum la mine. Am fost la un concurs Miss Popular, Miss Moineșteanca, unde au participat fete care au purtat costum popular, care făceau parte dintr-un ansamblu folcloric,
din țară cât și din Republica Moldova. Iar eu nu m-am așteptat ca... Cred că organizatoarea a omis să-mi spună să-mi aduc costumul popular. Că veți avea un program. Păi m-a așteptat de foarte mulți ani la Moinești. Este colega mea de la Clubul Copilor Moinești, care realizează de ani de zile Festivalul Național Moineșteanca. De fapt, ultimele ediții este internaționale. Și eu niciodată n-am putut să ajung în septembrie la concursul ei. Copiii au plecat însoțiți cu altcineva, cu o colegă de-a mea. De ani de și zile. Și când ați ajuns, cum și... ați făcut rost de costum? Da, și a imediat. Zis, acum te prind și eu. A fost în martie când am avut, așa am fost liberă și am putut să ajung. Și... Sunt curioasă cum ați făcut rost de costum. Spuneți imediat, dar nu vreau să ne aștepte telespectatorii la telefon. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, cu cine avem plăcere? Sunt Tereza Mică din comuna Urzicuța. Vă ascultăm cu drag! Vă doresc din tot sufletul sănătate multă și invitația dumneavoastră, sănătate și toată emisiunea din seara asta să fie pentru comuna Urzicuța, pentru domnul primar și mai doresc și pentru și pentru dumneavoastră, vă doresc din tot sufletul sănătate, fericire, să ne ceva la nuntă vă veți căsători și mai doresc că domnului doctor de la ortopedie, de la domnul director de la Segația, mult la tot colectivul. A, m-am prins. Multă. Cu drag pentru și pentru domnul director, dar m-am prins. Dumneavoastră comunicați cu doamna de la Segația care mi-a spus că dacă beau apă de Segația, rămân acolo. Nu știu, vă doresc din tot sufletul sănătate multă pentru tot colectivul de la Segația. E un domn doctor deosebit cu foarte mult bun simț. Cu drag. Pentru toți pacienții, vă spun că n-am întâlnit așa ceva, cu toate că sunt dincolo de Brașov, din Tatăl, să zic Moldova, dar așa doctor cu simț și cu caracter deosebit, aș vrea ca toată lumea din zonă să ducă la dânsul când are câte o problemă, că e un om cu suflet și cu mult bun simț. Așa ne dorim să fie cât mai multe persoane în jurul nostru. Da. Doamna Tereza, vă mulțumim din suflet pentru telefon și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru că mai sunt câteva minute până la finalul emisiunii. Și doresc și eu un CD-ul de la doamna. A, l-aveți? Bineînțeles că l-aveți, vă. Aș pune la sediul nostru, sau dacă îmi piezi de azi. Am gătit până acum la bucătărie și am pus repede să vă prind. Așa, în fiecare seară de vineri să știți că suntem în direct de la ora 20 până la ora 22. Vă pupăm, seară frumoasă. Să știți că noi ne apropiem de finalul emisiunii și noi n-am terminat de oh, și câteva aveam de povestit, doamne, așa că... Doamne, doamne! Însă mă grăbesc să facem extragerea, să vedem cine câștigă voucherul la Salonul Lolita, că toți cei care ne-au sunat în această seară au câștigat deja câte un CD din partea Simonei Crețan. Sper să am... Să vedem, pentru să o doamnă. Sper, doamne, să fie o doamnă. Să fie o doamnă. Dacă atunci este domn... Ce facem? Nu, păi mai domnul, fac o altă extracție. Domnul avea și el o soție, iubită, ceva acolo, o fică. Nu știu, hai să vedem pentru cine. Dar mie... Jenny, este doamnă? Doamna Jenny din la... Giurgiu. Doamna Jenny are un noroc, câștigă la noi mereu. Felicitări, doamna Jenny, să știți că ați câștigat voucherul la Salonul Lolita. Acum vă invit, doamna Simona, să îndreptați un gând către cei de acasă, cei care ne urmăriți în această seară. Păi, ce să zic, eu mai tot timpul sunt înconjurată de oameni buni și cu gânduri bune le adresez tuturor pentru că așa simt și eu pentru mine, nu-mi doresc decât bine și toate sentimentele mele și tot ceea ce realizez este îndreptat către cei care ne ascultă. Nu vă doresc decât să fiți sănătoși, să vă fie copiii sănătoși, părinții sănătoși și să vă îndepliniți bucurii și mici și mari, că ar trebui să ne bucurăm de orice lucru pe care și îl de trăim. Acest album frumos pe care ne-ați prezentat în această seară și de pe care vă invit să ne cântați ultimele două melodii în următoarele momente pe final de emisiune și vă mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc de asemenea Floriei Belivens pentru aranjamentul floral, Florin Burescu Atelier pentru vestimentație, Ionuț Dincă Studio pentru coafura mea din această seară și Suzanei Petre pentru machiaj. Dumneavoastră vă mulțumesc, bineînțeles că ne sunteți alături de fiecare dată până la această oră, în fiecare seară de vineri, iar săptămâna viitoare vă aștept cu alți invitați care vin pentru prima dată în platoul emisiunii noastre, așa că fiți cu ochii pe noi. Acum ne cântă Simona Crețean. Să aveți seară frumoasă și weekend minunat! Viață, că am stat cu lacrimi pe față și-am tras cu ruptul mereu, mai bine să ajung și eu. Nu m-am săturat de viață, că am stat cu lacrimi pe față și-am tras cu ruptul mereu, mai bine să ajung și eu. Că tot sta vinul în pahare, nu-mi las inima datoare, ce-ar vrea sufletul-i dau. Nu stau, cât o sta vinul în pahare, nu-mi las inima datoare, ce-ar vrea sufletul-i dau, cât lumea pe aici nu stau. Nu mai ud în spate am stat, m-am mirat cum să le fac, n-am mâncat, n-am băut apă, termin vreodată. Nu mai ud în spate am stat, m-am mirat cum să le fac, n-am mâncat, n-am băut apă, n-o să le termin vreodată. Că tot sta vinul în pahare, nu-mi las inima datoare, ce-ar vrea sufletul-i dau, cât lumea pe aici nu stau. Că tot sta vinul în pahare, nu-mi las inima datoare, ce-ar vrea sufletul-i dau, cât lumea pe aici nu stau. Văd firele albe-n frunte, știu că am suferit prea multe, m-am trecut și la obraz, că am avut multe de tras. Văd firele albe-n frunte, știu că am suferit prea multe, m-am trecut și la obraz, am avut multe de tras. Că tot sta vinul în pahare, nu-mi las inima datoare, ce-ar vrea sufletul-i dau, cât lumea pe aici nu stau. Că tot sta vinul în pahare, nu-mi las inima datoare, ce-ar vrea sufletul-i dau, cât lumea pe aici nu stau. Am răvnit, de la multe m-am oprit și-am înțeles prea târziu când am părul argintiu. Destule în viață am răvnit, de la multe m-am oprit și-am înțeles prea târziu când am părul argintiu. Că tot sta vinul în pahare, nu-mi las inima datoare, ce-ar vrea sufletul-i dau, cât lumea pe aici nu stau.